Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la nouă ediție interviu cu Flora Ordean, prima emisiune după acest weekend prelungit, care a dat peste cap programul tuturor instituțiilor din jurul nostru. Toată lumea era ocupată, toată lumea avea probleme. Iată, însă că atenția noastră se îndreaptă spre o instituție de care în ultima vreme avem din ce în ce mai multă nevoie, noi toți, pensionari, familiile acestora și așa mai departe. Este vorba de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman. Invitat în platoul nostru este domnul inginer Dumitru Călăreșanu, președintele CRP Roman. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24. Bine v-am găsit. Domnule președinte, iată o instituție bătrână ca și noi, așa, din 1940 exact, până acum, din 1940. Câți ani are? Deci 40... 76. 76 de ani. Mulți înainte. Că, mulți înainte, am zis așa, bătrână ca noi, pensionarii. Dar o instituție non-bancară, din ce în ce mai puternică. Mai bancară. Din ce în ce mai puternică. Câți membri are la ora aceasta? 25.036. 25.036. Bine, aici numărul de membri fluctuează. Nu, asta e ultima cifră. Ultima cifră, da, ea fluctuează ținând cont de faptul că lumea se mai înscrie și durerea este că sunt și decedați. Păi aici vreau eu să ajung. Lumea, din păcate, se mai duce și la cele veșnice. Cam cât decedați avem până acum? Păi până în momentul de față avem anul acesta 409 decedați. Și tot anul trecut câți 868. Este mult, este puțin? Cum vi se pare dumneavoastră cu experiența mult, pe care o aveți? Mult, mult. E 2,30 ceva pe zi. 2 morți. Da, care-i cauza, domnule președinte? Păi noi suntem greaua moștenire la care statul nostru trebuie să-i asigure pensiile. Și cum pensiile se dau așa cum sunt, ajutoarele medicale sunt cum sunt, viața este așa cum o știu, cu stres și cu năcazuri și ăsta e rezultatul. Aveți cumva o evidență și a cauzelor acestor decesuri? Nu. Decese, mă scuzați? Nu. Nu avem. Deci, dar în general cred că boli cardiovasculare, boala secolului, diabet. N-aș putea să vă spun, nu știu. Iată însă că această casă de ajutor reciproc a pensionarilor este și cea de la care omul poate obține un ajutor în condițiile în care nu mai poți primi de nicăieri un ban. Păi, în primul rând, peste 65 de ani băncile nu-ți mai dau împrumut sub nicio formă. Deja de la 60 de ani se gândesc, domnule, ce garanții să-ți pun, cine să facă, cum să faci, dar după vârsta asta nu-ți mai dă bani absolut deloc. Noi acordăm împrumuturi acestor persoane. Spuneți-mi, din numărul acesta total de membri, 25.036, câți sunt la ora aceasta cu împrumuturi? Deci sunt și membri care nu au împrumuturi? Ce au fost? Sunt. Păi, total împrumuturi, până în momentul de față, 4.236, în valoare de 10.538.000. Vorbim de împrumuturile de anul acesta. Anul acesta. Deci în primele suntem 5 luni și ceva. Mi se pare foarte mult față de anul trecut. Ele s-au... Păi anul trecut am avut vreo 11.000 și ceva în valoare de 25 de milioane și... Deci de la o etapă la alta lumea se împrumută mai mult. Care e valoarea minimă și maximă a împrumutului pe care minimă poate vă vine să râdeți și 50 de lei. Minimă. Iar maxim 12.000. Dar ce face lumea? Cum ia 50 de lei? Doamnă, minimă au venit cu împrumut de 50 de lei. Am dat împrumut de 50 de lei, 100, 150, 200. Sunt și împrumuturi de soiul acesta. Care-i perioada din an în care oamenii împrumută mai mult? După mine ar fi iarna. Mai mult e toamna și iarna. Acum nu prea sunt împrumuturi. În perioada asta nu prea sunt împrumuturi. De obicei, împrumută bunicul când pleacă nepotul la școală, la facultate, la undeva. Sau pentru aprovizionarea de iarnă, aprovizionarea de toamnă, lemne și ce mai sunt. Și plus mai este o problemă când apar niște facturi, iar așa de, vă spun de adunate. Piele, atunci că eram disperat, efectiv, o factură uriașă. Da, care trebuie plătită. Trebuie plătită. Și în termen. Și în termen, da. Da. Acesta este norocul nostru. Dar spuneți-mi, bun, lumea vine împrumut, da. Mai și înapoi. Asta vreau să vă întreb. Nu există probleme în recuperarea debitelor? Ba da, sunt probleme. Deci avem și niște oameni pensionari săraci care n-aș zice că e rea voință, este rea putință săracii. Adică sunt niște împrumuturi care totuși trebuie să le dai înapoi și avem și niște persoane care nu pot să-și dea înapoi. Durerea acum înseamnă recuperările și recuperările nu se mai fac înainte de anul viitor. Pe... Nu. Deci era Casa de Pensii, noi aveam protocol format între CEARE și Casa de Pensii în care aveam de recuperat de la nu știu cine, nu știu câți bani și îi punea propire, era comisionul de vreo 2%, atâta era comisionul respectiv, mult mai mic. Dar acum, cu executorul judecătoresc este de groază. Adică, în primul rând, trebuie să faci un dosar care îl dai la executorul judecătoresc. Acesta îl dă la judecătorie, că trebuie să fie hotărâre judecătorească. După asta, judecătoria dă o hotărâre. Că clar că o să zică, băi, dați banii înapoi, că nu poate zică, băi, nu-i mai dați. Bun, și după asta ajunge la Casa de Pensii și ei recuperează la fel cum făcea și înainte, numai că acum e mai complicat. Plus niște bani care îi dai la ajutorul judecătoresc, plus taxa de judecată, plus ce mai e. Și în final, cea mai ieftină execuție de asta e 160 de lei și încolo merge până la 200. Așa. Vin oamenii necăjiți și se plâng de lucrul acesta că efectiv nu mai pot face. Da. Aveți acolo și niște garanți. Păi acum apelăm și la garanți. Ce să faci? Da. Și ca să nu ajungem la executorul judecătoresc, noi mergem la efectiv la mediere, cum se cheamă mai nou. Da. Mergem și discutăm cu omul. Și mai omule, uite, ai banii ăștia, știi că e împrumutat, trebuie să-i mai dai și înapoi. Păi, da, domnule, am să-i dau de aia că nu pot. Cea mai simpatică avem diferite cazuri. De exemplu, unul în cordon care nu și-a plătit de vreo 4 luni datoriile, rate ce avea el acolo, l-am căutat. Domnule, nu e acasă, nu e acasă. Unde e? Domnule, vezi că poate e la crâșma cu tare. Hai la crâșma cu tare. Domnule, nu a fost, dar e posibil să fie la ailaltă. Hai și la ailaltă. Domnule, a fost aici, domnule, dar nu, poate e la ailaltă. Am aflat cu ocazia asta că sunt 3 stabilimente de astea în cordon. Ei, l-am găsit la 3-a crâșmă, făcut bine. Domnule, vezi că eu nu plătesc. Păi, omule, tu nu plătești? Nu plătești, na, ce să-ți fac? Hai să plătești executor judecătoresc, hai să plătești mai mult, că nu stăm de vorbă cu tine. Băi... Să plătească garanții? Da, i-am spus că plătești și garanții. Vai, domne, nu, garanții nu. Păi da, atunci plătește tu. Păi, și-a luat angajamentul și-o plătit săracul până la urmă. Da. Dar prima relație, nu plătesc, gata, n-am chef. Altă chestie, de exemplu, până Miron Costin, unul care avea 6 câini. Du-te la el și spune, băi, omule, vezi că ai de plătit ceva. Da. Am luat și noi un băț acolo, am intrat în curtea omului, 2 erau legați, 4 erau liberi și am intrat, am vorbit cu el. Asta era pază și protecție. Situații, diferite situații. Câte asemenea dosare? Sau alt de exemplu, avem. Acum, de exemplu, avem vreo 20. 20 la 24 de minus, 25 de minus mult. Dar ar trebui să nu fie. Sau altul, de exemplu, pe la Sofrâncești. La Sofrâncești, pe la vreo 11, l-am trezit noi pe marele datornic, că ăsta era un pensionar de ăsta de mină, și avea mare, avea de toate, casă bună, aranjată, frumos, tot, dar el dormea, stătea acolo, la domnule, am să vin eu mai pe la anul să plătesc. Păi, omule, dar ai atâtea chestii neplătite. Și facem situația asta că, practic, ne e milă de om ca să-i trimitem direct executor judecătoresc. Pentru că asta înseamnă niște bani la care îi plătește omul. Nu există că nu are chef să-i plătească. Da, și popririle acestea sunt foarte, dar așa cum spuneți dumneavoastră, 20, nu, mie nu mi se par multe la 25.000 de membri. Și bun, acum și noi suntem îngăduitori că mergem la fiecare și îi mai păsuim, îi mai trimitem scrisori. Domnule, vezi că ai datoriile cu tare, ai, trebuie să le plătești, hai, te rog, plătește-le, fă-le. Că dacă ar fi să respectăm legea, har, și-au trecut 3 luni de exemplu, deci legea este la 3 luni, dacă nu ai banca, de exemplu, lunar, dacă nu ai plătit, da, el te execută. Nu discută cu tine. Bun, dacă am face și noi la fel, gata, harzi, l-am dat executor judecătoresc, băi, omule, dă banii și salut. Ei, noi zicem că acționăm mai uman, să zicem noi. Da, pentru că și categoria socială este cea mai... Ei sunt defavorizați, efectiv suntem defavorizați. Mă interesează, deci dacă fondul acesta total s-a majorat față de anul trecut sau s-a micșorat de împrumuturi și de... Nu, cam asta e dinamica, nu e problemă. Adică v-am spus că în trimestrul întâi să iau foarte puține, lumea nu prea ia la începutul anului. După aia, în martie, aprilie, mai încoace, lumea mai ia ceva. După asta, marile împrumuturi sunt în toamnă și în iarnă. Pregătirile de toamnă, pregătirile de iarnă. Atunci sunt împrumuturile, și nu acum. Plata utilităților. Și asta când mai apare vreo urgență de asta, vreo reglare de conturi. Domnule președinte, știu că însă denumirea aceasta de casă de ajutor reciproc nu este întâmplătoare, pentru că ea se constituie și într-o solidaritate între membrii aceștia. Din punct de vedere al acestei forme de ajutorare, de solidaritate cu ceilalți, noastră aveați obiceiul ca anual în preajma sărbătorii de Paște, de Crăciun, să oferiți ajutoare nerambursabile. Câte ați dat anul ăsta? Păi anul acesta de Paști, ajutoare imediat. Așa. Am dat 904 ajutoare de 45.200. Au mai fost încă 29 de persoane în nunta de aur, 50 de ani de căsătorie. Am mai dat 43 de ajutoare de tratament de 2146 de lei, ajutoare speciale 20 de ajutoare de 3100 de lei. Astea sunt ajutoarele care le-am dat. Ajutoare speciale, ce înseamnă ajutor special? De exemplu, cineva își face un implant de ceva și plătește vreo 20 de milioane sau 2000 și ceva, sau în sfârșit, cât plătește acolo, depinde de... Și noi dăm ajutor până la 200 de lei pentru așa ceva. Destul de mic vine ajutorul ăsta, dar doamna, de mai mult nu ne putem permite. Deci nu ne putem permite pentru că, de exemplu, poate lumea are impresia că, domnule, ce are eu ăsta e așa ceva, o organizație în care există un sac de bani și toată lumea vine acolo, băi, dăm și fă-mi, hai, dăm. Și noi luăm așa și dăm la fiecare care vrea. Deci problema, banii noștri, deci noi nu suntem subvenționați absolut de nimeni. Deci banii aceștia îi obținem din gospodărire noastră. Deci este foarte mică, este 6,5% dintre cele mai mici dobânzi posibile din toate CR-urile din țară, vă spun. Iar la împrumuturi, la, mă rog, cum vreți să le ziceți, care sunt în limita fondului, nu percepem nicio taxă. Banca, de exemplu, numai că ții banii la ei, îți iau comisioane peste comisioane, păi, administrare, că se gândesc la tine, că ești acolo, că, mă rog, deci o bancă să respectă, cum s-ar zice. Nu e vorba de respect, dar să ne gândim că toate aceste bănci au capitalul străin și interesul lor să externalizeze profitul, să-l ducă. Păi normal, normal. În străinătate. Normal. Deci, să repet, de unde vin banii ceareului. Deci banii ceareului ăsta vin dobânda asta de 6,5% pe an pe care o percepem la împrumuturile acordate. Deci de acolo vin banii noștri. Nu avem altă sursă de finanțare. Iar de acolo finanțăm și magazinul nostru tip economat în care nu avem adaosuri comerciale. Deci tot ce cheltuielile de magazin sunt tot în cadrul acestor bani. Iar dobânda aceasta este printre cele mai mici din țară. Toți ceilalți discută de la 8, cei următori discută de la 8,5, 8,5. Cam asta e. Tot așa de mic este și dobânda la Casa Militarilor. Deși eu aici... Ei n-au fonduri, deci dau împrumuturi foarte mici. Da. Dobânzile sunt mici, dar militare vin tot la noi să facă împrumuturi. Asta vă vreau. De ce nu se face o singură casă? Și mai există acea prevedere în care nu era, mie mi s-a părut chiar inexplicabil aceasta, că nu te poate gera un pensionar militar. De ce nu te poate gera? Era înainte vreme că nu puteai să-i faci propire pe pensie. Adică casa de pensii, militarii au altă casă de pensii și ei au refuzat categoric să facă legături cu oricine. Adică de asta era, nu te putea gera. Nu știam niciodată, domnule, de ce nu te putea gera, că ăștia au și pensiile mai mari decât ale noastre și slavă Domnului. Fiindcă ei refuză să aibă relații cu toți ceilalți. Din exterior, este așa un cerc închis și nu discută cu restul. Mi se pare, iar în real ajutor, această contribuție pe care o depunem noi la fondul de mormântare, pentru că eu aș vrea să vă spun că m-am dus în perioada asta să verific un pic cam cât am strâns eu și am o vechime destul de mare și n-am găsit mai mult de vreo 7 milioane acolo, de ce așa puțin? Și am vrut depinde pe ce grilă sunteți. Deci noi avem ajutoare de 2, 3, 4 și 5 lei. Deci dumneavoastră, dacă de exemplu ați contribuit cu 2 lei, și eu vă spun că noi ceareu roman dă printre cele mai mari ajutoare de deces din țară. Și de asta vă spun, adică adunat în timp, de exemplu 3 lei sau 4 lei sau nu știu cât, ceareurile din București dau 70 și vreo 6% din ce bani s-au depus. Deci ai depus 100 de lei, de exemplu, în decursul timpului, ei dau 76 de lei înapoi. Noi, de exemplu, dăm între 1,6 și 1,8. La unele situații dăm și de 2 ori și ceva banii depuși. Pentru că asta e grila de ajutor. Am vrut să contribui mai mult și mi-a zis doamna contabilă că nu se poate acum să măresc deodată. Păi nu se poate. De ce nu se poate să mai măresc? Fiindcă noi suntem în judecată și ne tot judecăm în continuare și până nu se clarifică situația juridică nu putem face nicio acțiune de niciun fel. Vorbim de acel scandal din urmă cu din 2013. Ne tot judecăm din 2013. Da, justiția română asta e. Haideți să discutăm un pic și pe marginea acelui proces. Ce să vă spun? Care proces? Că în 2013 am avut 14, în 2000. Deci am început în 2013. În 2014 au rămas tot alea, în 2015 s-au redus la vreo 11, acum mai avem imediat 7. Vorbiți-mi un pic despre aceste procese și de fapt ce se mai vrea acum, că nu înțeleg. Este departe de mine de a înțelege, peste puterea mea de a înțelege, domnule, că lucrurile merg bine într-un loc, de ce vrei tu să... Păi asta e problema, trebuie să meargă rău. De ce? Păi în interesul nostru al tuturor să meargă bine, nu? Domnule, justiția română are alte păreri. Bun, spuneți-mi care e situația acestor procese și cum stăm cu ele. Păi, cum să vă zic, dosarul 3588, de exemplu, în care domnul Tărâță, Leoreanu, Scutaru și cu tot echipajul, Deliu a fost director de bancă, în sfârșit. Deci această echipă constată că ei trebuie să fie președinte și consiliu director la Casa de Ajutor Reciproc Roman și gata. Deci ei au făcut, deci în adunarea din 2013, adunarea generală a CAR-ului, atunci s-au proclamat președinte și consiliul director, au făcut niște acte notariale, mă rog, nu mai zic mai mult, îndoielnice, să zicem, dacă chiar vreți să vă zic, vă zic. Doamna Harbuz Irina, marea notară de la Piatra Neamț, a făcut niște acte notariale false, la care, pe baza lor, domnul Tărâță și echipa ne-au dat în judecată că ei sunt legali și noi suntem ilegali. Am reclamat și noi la parchet. Stați puțin, am reclamat la parchet, parchetul a cercetat frumos și ca răspuns a zis, domnule, actele notariale nu sunt false, numărul e greșit, numărul de înregistrare și asta e greșit. Iar actul că ne-a dat în judecată pe baza actelor lor și acolo nu e caz penal pentru că nu are nicio urmare juridică și gata. De exemplu, mai departe, dosarul 3588 în care noi am reclamat această problemă la judecătorie. Acest dosar a fost luat de judecătoria Roman și cât a fost Tărâță, Culiță, Dumnezeu să-l ierte, la Piatra Neamț, cei de aici, judecătoria Roman, l-au trimis la Piatra Neamț, judecătoria Piatra Neamț l-a băgat frumos într-un dosar și cât a trăit Culiță Tărâță, dosarul ăsta n-a existat. Asta l-a certat, nu? Da. Și de atunci, după ce a murit el, atunci a apărut și dosarul ăsta, deci după un an și cât o mai fi, 2 ani, așa. De atunci l-a luat și de atunci se judecă, de exemplu. Par lucruri de poveste, ceea ce spune. Doamnă, poate să-l verifice, deci am dat număr, am dat tot, cine e curios să-l verifice, de exemplu. Sau modificarea constituțională. Cere domnul Tărâță pe baza actelor respective și se judecă. Am cerut și noi modificarea constituțională pe baza actelor noastre. Se judecă și asta. Noi am dat afară pe această echipă din rândul membrilor, la care se judecă și asta. Dacă e, deci, dacă e statutar sau nestatutar. Stați puțin. Deci au fost mai multe judecăți. Deci vă dau și nume de judecători, de exemplu, în care un judecător de aici din România a zis, nu, domne, pe acești membri nu pot să fie dați afară, indiferent ce au făcut ei, ce ne-au făcut, trebuie să-i reprimim. Mai departe am făcut și noi recurs la Piatra, la Curtea de Apel și acum se rejudecă din nou povestea. Bun, dar asta e după 3 ani de zile. Mai departe, este cererea anulare a adunării generale a CRP-urilor. Deci noi, Consiliul Director, că ne-am dat afară, domnule, noi suntem nebuni și am dat afară și am greșit. Ei, dar adunarea generală, care este organul suprem al acestei organizații, hotărăște ceva. Bun, noi am prezentat situația la adunarea generală și adunarea generală din 2014, din 2015 și din 2016 a zis, dom'le, deși sunt dați afară, rămân dați afară din această organizație, nu avem nevoie de niște așa membri în această organizație și salut. Și au dat în judecată adunările generale că au îndrăznit să-i excludă. Și acum se judecă și treaba asta. Deci ăsta ar fi dosarul numărul 7. Ei, sunt mai multe aici, doamne. Adică e o singură situație, numai că odată se discută adunarea generală, altă dată se discută hotărârea, altă dată se discută, adică obiectul, adică în final este o problemă. Și numai că de aici s-au făcut 7 dosare, de exemplu, din ăsta. Care e, mă rog, asta e. Vreau să vă pun o întrebare. Pe banii cui ne judecăm? Păi că orice acțiune în instanță presupune taxe de timbru. Doamne, taxa de timbru e 100 de lei, așa că deci asta, asta este. Da. Dar avocați? Păi ce să fac, pe banii noștri. Deci, ca problemă vă spun, nu, ca problemă vă spun că din banii pensionarilor n-am pierdut nimic, pentru că noi am câștigat procesele și le recuperăm. Am dat la judecător executor și recuperăm banii de judecată. Da, s-au recuperat ceva? Sigur că da. Deci la toate dosarele, până afară de astea care sunt în derulare, noi am recuperat tot. Și nu le-a pierdut cheful de... N-am înțeles. Nu le-au pierdut cheful... Doamnă, după cum se constată, nu. Deci oamenii vor din nou să ajungă... Doamne, ai o dorință, ce să fac? Bine, dar de la dorință și până la... Deci, până acum am recuperat toți acești bani dați pentru avocați. Dumneavoastră, la un moment dat, suspicionați și un amestec politic... Nu îndrăznesc să zic așa ceva. Bun, dar ați afirmat o altă dată că există și una că ar fi fost pentru Doamne, eu vă spun situația. 24.000 de membri. Eu vă spun. Vorbim mai de ăștia dacă se duc la în cabina de vot. Doamne, eu vă spun următoarea chestie. Eu vă zic faptele, domnule, uite așa s-au întâmplat, care pot fi verificate și trageți concluzia. Eu ce să vă zic mai mult? Dar mai aveți credința asta că uita și oareșcare interese electorale? Păi sigur că da. Sigur că da. 24.000 de... Nu, că 25 și atunci eram 24 și o leacă. 24 și o leacă. Da. Ce spun oamenii, membrii? Păi oamenilor nu le vine să creadă. Voi, dar n-ați mai terminat cu procesele alea. Păi să vă întreb și eu de atâta. Păi nu hotărâm noi treaba asta. Păi nu hotărâm noi treaba asta. Bun, dar dumneavoastră probabil că faceți un maraton prin toate aceste instanțe, că cred că stați cât din săptămână stați în... Păi, de exemplu, sunt când avem și 3 procese pe săptămână, unul aici, unul la Piatra și unul la Bacău, de exemplu. Bun, și la fiecare acest proces dumneavoastră sunteți audiat, nu? Da. Da. Iată că a venit colegul meu care este și el membru al CRP-ului cu o întrebare justificată. De ce una sau alta din părți nu renunță și nu-și face un alt CR? Că doar nu e așa mare lucru. Păi stați puțin, că domnul Leoreanu și cu ceilalți au un CR. Deci este CR-ul persoanelor vârstnice. Deci este Asociația Persoanelor Vârstnice, care ei sunt o organizație. Aceea de lângă parc. De sigur lângă, că da. Și domnul Leoreanu este președintele acestei organizații în care au și ce are acolo, deci au de tot acolo. Aceeași organizație este acolo. Aceeași organizație. Dar ei vor să fie neapărat aici. Aici că sunt mai mulți personali și sunt mai mulți persoane și bani mai mulți, probabil. Și bani mai mult de manevrat, dar păi da. Se auzeau fel de acuzații că cineva vrea să pună mâna pe banii ăștia, că vrea să distrugă ceareu. Cum poate cineva să pună mâna pe niște bani care nu sunt ai lui? Care Doamne, organizația aceasta ceare este o organizație foarte fragilă și vă spun de ce. Adică, deci noi nu suntem finanțați de nimeni, dar deci noi avem niște bani. Deci dumneavoastră aveți, eu am niște bani acolo, în nu știu câți. Se adună acolo un fond de... un sacul comun. Și de acolo vine cineva și, domnule, eu am nevoie de ajutor, de împrumut, de nu știu cât. Bun. Și te apuci și dai împrumutul de nu știu cât. Bun. Așa azi, așa mâine, lua la și până când termin sacul. Dar banii ăștia, dacă nu mai vin înapoi, salut-i. S-a terminat acțiunea. Da, dar la modul în care e gospodărit aici cu cele doar 20 de persoane restantieri, nu mi se pare alarmant, ci dimpotrivă. Păi bun, dar trebuie să faci o jonglerie întreagă pentru treaba asta. Dar dacă, cum au dat atâtea bănci faliment? Domnul Deliu poate, e clar, știe precis. Păi da, de asta el e comisia de administrare de aici, el e în Consiliul ăsta minune de administrare aici. Deci el vrea să fie aici. Cum a dat faliment? Am uitat cum se chema banca aia, am uitat Bancop. Bancop, da. Banca cooperativelor, da, banca religiilor. Doamnă, deci treaba e foarte simplă. Deci te apuci, dai niște împrumuturi care nu mai vin înapoi și salut-i. S-a terminat acțiunea. Gata. Bun. De ce în aceste situații instanțele se mișcă așa de greu? Păi să vă mai zic de exemplu, nu știu dacă așa, deci o instanță de aici. Deci noi am avut adunarea generală, deci adunarea generală anuală a noastră. Deci conform statutului este un om, un reprezentant la 200 de, așa scrie în statut, da, unul la 200. Chiar a fost organizat extraordinar de bine pe principiul electoral. Stați puțin, deci asta scrie în statut. Și am zis, domnule, scrie în statut, asta scrie, asta facem. Și am luat frumos toți membrii, era 24.800 și nu știu cât. Deci am luat toți ăia 24 și nu știu cât, i-am trecut frumos pe listă și am împărțit. În oraș a fost simplu. Domnule, blocul cu tare, cu tare, cu tare, 200 de oameni. Ăștia sunt și salut. mai departe în bloc pe străzi, pe nu știu ce, bun. Și eu personal, la blocul unde am, la zona unde, eu am fost și președinte de asociație de locatari, mi-am dus la asociația mea de acolo, băi, voi sunteți de acord ca eu să fiu reprezentantul vostru la cer? Da, domnule, de acord, pac, 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 bun. Au iscălit cei 200 care am avut pe listă, nu au fost toți 200, au fost 170 și nu știu cât. Au iscălit acolo frumos, am făcut un proces verbal, că domnule, ei sunt de acord să eu să fiu reprezentantul lor, cu delegare și sănătate. Și așa au făcut peste tot. Deci toți cei 125 de reprezentanți ai noștri, am fost și în localități, acolo a fost mai distractivă treaba, că o trebuie să, când era, de exemplu, slujba în biserică, ca să-i găsim, că altfel e greu să-i convoci, că unul l-a prășit, unul l-a cosit, unul l-a nu știu unde, în sfârșit. Unul pleca, dar duminică la biserică îi găseam clar. Și atunci, după slujba de biserică, făceam și noi ședința acolo. Băi, oameni, uite, ăștia de aici, sunteți de acord cu cutare, băi, voi îl propuneți, l-ați ales, au iscălit acolo frumos, bun. Și așa ne-am chinuit, că asta a fost un chin, nu e o bucurie, până am adunat cei 125 de reprezentanți. Bun. Mai departe, au fost adunarea generală în care au participat acești 125 de reprezentanți, plus am avut 6 invitați și au fost 131. Deci adunarea generală din 2014. E, acum începe distracția. Dumnealor ne-au dat în judecată că adunarea este ilegală, nici n-aveam voie să o facem, nici n-aveam voie să facem ceva cu ea. Deci conform legilor... Deci toate legile de funcționare ale OG23 și cu statutul și legile de funcționare și tot, nu zice, și legea contabilității, legea 81 a contabilității, nu zice nimeni că domnule, trebuie să convoace nu știu cine neapărat uns de Duhul Sfânt sau că mai știu eu ce. Deci adunarea asta anual trebuie să se întâmple neapărat, pentru că trebuie să dai raportul de activitate, bilanțul de venituri și cheltuieli, raportul Comisiei de Cenzori că n-ai făcut niște minuni și așa mai departe. Care se supun legilor, sigur, legile, păi, dar plus că trebuie să faci raportarea financiar-contabilă și să dai dăjile către stat, clar, nu ai scăpare, că domnule, eu n-am chef să facă, n-am chef. Deci asta trebuie să o facă. Și dumnealor declară că noi n-avem voie să facem așa ceva. Bun, ne-au dat în judecată, acum și acum judecata. E simpatică treaba. La care o doamnă judecător de aici declară cu actele, deci am prezentat din 24.800 și ceva de membri, avem 17.900 de semnături, care este enorm. Semnătura acolo cu proces verbal de... 3 sferturi din oameni. Ce 3 sferturi? Deci 18.000 din 24, vă dați seama că e... Da, n-am făcut cât e la 100, dar în sfârșit. Mai mult nu s-a putut face. Poate dacă cineva reușește mai mult. Așa. Ei, și acum, prezentând actele acestea, domnule, uite, atâtea sunt, atâta un snop de iscălituri, cu procese verbale de... alegeri, cu mandate de reprezentare, cu tabele de ăștia sunt acolo, prezenți, cu 131 de oameni, la care dumnealor ne-au dat în judecată, ne-am fost judecați aici la judecătorie și doamna judecător, nu-i dau numele în sfârșit, și domnule, adunarea nu-i statutară, pentru că voi n-ați avut 61 de membri. Deci cu acte prezentate acolo, frumos. Ce poți să zici, ce poți să faci? Recurs. Am făcut. La care mergem, recurs am făcut la Piatra. La care cei de la Piatra nu zic nici că e bine, nici că e rău, cu acte, la fel acte. Dom'le, uite, astea sunt actele, deci care n-au fost luate în seamă. Atunci ce să zicem? Bun. La care cei din Piatra zic, dom'le, stai că e o greșeală de procedură, că o fi, că o pățică, nu știu ce, dar nu zice nici că e bine, nici că e rău. Nu zice, băi, e bine aia sau e rău aia. Salut. Nu zice nimic. Că e o greșeală de procedură, că o fi copății. Bun, am mers la apel la Bacău. Cei de la Bacău, băi, dacă aveți două instanțe care o hotărât ceva, noi nici nu ne băgăm. Salut. Și au rămas ca în tren. Salut. Și gata. Și asta e iară un 3 procese în derularea iurea. pare incredibil. Doamnă, cea mai incredibilă treabă, deci noi am reclamat la Consiliul Superior al Magistraturii, la Inspecția Judiciară, în care am arătat exact povestea asta. Băi, oameni, uitați-vă aici, astea sunt actele, astea sunt poveștile, uite aici, asta e hotărârea lui ăla, hotărârea lui ăla, hotărârea lui ăla, ziceți și voi ceva. Bun. La care mare Inspecție Judiciară, că da, domnule, aveți procesul cu tare, procesul cu tare, procesul cu tare, da, parcă noi nu știam că le avem. Bun. Și în final, judecătorul este așa de persoană de importantă că el nu poate fi atenționat, nu poate să-i se amestece nimeni în treburi, nu poate să-i dea nicio indicație, nu are voie să-i zică nimic și gata. Nu zice nici că-i bine ce-o făcut, nici că-i rău și gata. Și asta e tot. La care dumnealor, la apelurile următoare, dă hotărârea aia de la Consiliul Superior al Magistraturii, dom'le, uite ce bine ne-au judecat toți, că uite, și gata. Bun. Ce să zicem? În aceste condiții, dumneavoastră, sunteți descurajați? Da, da. Bun, și ce intenționați să faceți? Habar n-am, nu știu ce se poate face. N-am idee. Da. S-a terminat știința. Bun. Care-i miza? Care-i miza? Miza că vor să fie la șefii conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Bun. Acum am înțeles aici miza... Nevastă mea zice, băi, tu ești nebun că te barci cu nu știu ce și nu știu cum. Și îi dau dreptate, să știți, că m-am cam săturat. Deci v-ați săturat și vă vine a abandona? Da. Da. Bun, da. Ceilalți ce zic? Care ceilalți? Este un comitet director acolo. Doamne, și ei s-au săturat. Da, spunem. Le luați și le puneți ceareul ăsta în brațele... Doamne, dacă legea asta e statul ăsta care vrea să distrugă, tu, da, distrugeți pe ăsta și salut. De ce dragul să faceți? Să faceți vorba colegului meu, un alt ceare. Păi de ce să fac altul dacă l-am pe ăsta? Păi, dar dacă vreți pe ăsta să-l abandonați? Păi nu abandonăm, ne luptăm în continuare, că de-aia încă mai suntem aici. Da. Da, vă spunem că am ajuns la capătul puterilor și la capătul înțelegerii și la capătul răbdării și la toate capetele posibile. Și totuși eu acolo, de câte ori vin, văd lumea plină de speranțe, că e singurul loc din care te poți împrumuta și poți să-ți rezolve o chestiune... și mai departe, n-ar fi o mare, mare dezamăgire pentru toți acești oameni. Păi de asta stau acolo. Ca să ajutăm acești oameni. Pentru că acești oameni sunt efectiv năcăjiți și dacă îi abandonăm și noi, nu știu cine îi mai ajută. Serios vă spun. Dumneavoastră sunteți și membri ai Asociației Naționale a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Mai există o situație similară? Nu, în țară nu mai există nici o situație similară. Nici nu le vine cuiva să creadă treaba asta. Inclusiv la președintele asociației, secretar general și jurist și tot, domnul Chioru. Și la adunarea generală a pensionarilor de anul acesta, deja dumnealui nici nu-i venea să creadă că este situația asta aici. Da, voi, dar încă nu ați terminat. Păi, omule, cum... Da, eu și sunt membră cu HRP-ul. Vă întreb, noi, nu se poate, este incredibil. Ia ca să poate, incredibil, dar asta e. Incredibil, cum să nu termin de atâta timp o gâlceavă care nu sunt pe banii tăi, pe banii altora. Deci pe banii altora. Dacă și domnii judecători, procurori, iată că ar avea și ei bani aici, ar gândi altfel. Da, așa... Ei au, mi se pare, o casă lor. Au și o casă lor și un salariu al lor și o treabă a lor, și alții ale lor. În altă lume, o lume paralelă cu a noastră. Care nu are de-a face cu noi sub nicio formă. Și cu necazurile noastre și cu tot ceea ce înseamnă. Spuneți-mi un pic despre ajutoarele acestea pe care, restul activităților, pentru că ce are pe o... mai avem partea frumoasă. Da. Mai avem... Acum a fost o excursie sâmbătă la Putna, Sucevița, Moldovița, zona asta, și acum de Sfântul Petru și Pavel organizăm o întâlnire tovărășească de socializare a pensionarilor la un restaurant, costă 50 de lei. exact miercurea viitoare de Sfântul Petru și Pavel. Începe la ora 3 și se termină când... Mai aveți locuri? Se înscrie lumea? Păi, chestia e că ne-am limitat la 120-125 de locuri. Și până în prezent s-au înscris vreo 70 și 80, cam așa ceva. Deci lumea e dornică să mai... Serios, dar când am făcut ultima întâlnire de Constantin și Elena, atunci, domnule, dacă îmi faceți următorul eveniment, la care noi am zis, băi, până la toamnă, la... încolo, la ziua vârstnicului. Vai de mine, dar e prea mult până atunci. Trebuie să o facem mai repede. Băi, mai repede când? Lumea, că se proprie, vedeți că cât și... de repede ne ducem spre aia, pe direcția aia, sigură. Ei, și ei au vrut neapărat să o facem repede. Și repede, domnule, dar ne trebuie o ocazie, un ceva, zicem și noi ceva. Băi, Sfântul cutare. Da, domne, hai la Sfântul. Și ăsta era Sfântul următor, nimic. Domne, vezi că e cam post. Nu contează, domne. Mâncăm de bol, mai acolo să petrecem. Spuneți-mi, aceste excursii cu ce mijloace de transport se fac? Microbuzul nostru de 19 locuri, dar, care costă acum, cel mai ieftin posibil. Costă cel mai ieftin posibil, însă aici a intervenit o altă chestiune. Ați văzut nenorocirile astea cu... Asta nicio mașină nu mai poate pleca nicăieri până nu are revizia tehnică la zi făcută. Noi avem revizie tehnică, încadrare în clasificarea cutare corespunzătoare. Avizul reare își oferă autorizat și reautorizat. Deci la fiecare început de acțiune. Știți că ăștia au vederea mai slabă. Mai... Nu. Deci este șoferul nostru al CR-ului. Deci el este, adică ca să fii șofer, deci trebuie să fie atestatul de conducător, pe urmă atestatul psihologic, pe urmă avizele RAR și transportatorilor ca să fii ca transportator, în afară de actele că ai voie să conduci nu știu ce, plus mașina să fie avizată rar și încadrată în clasa de cutare de mers și de toate avizele de funcționare și taxele la zi și rovineta și mai departe. Așa că vă spun că e o mulțime de taxe de plătit ca să ai un microbuz în funcțiune. Da, și este și normal după ce ați văzut nenorocirea săptămâna cu excursia. Nu, dar asta erau și înainte. Bine, erau și înainte, dar e normal să fie așa cu șoselele noastre proaste. Doamnă, noi nu avem șosele, nu avem nimic, așa că ăștia suntem, niște prăpădiți și gata. Deci ați spus excursii, am discutat despre, mai ziceți-ne alte activități ca să ne mai înveselim, vorba dumneavoastră. Păi să ne mai înveselim, noi avem activitatea de club în care sunt o parte de domn pensionari care vin, joacă table, remi, șac. Da, dar vedeți că eu doamnele... avem numai pentru bărbați, că doamne nu prea vin. Păi tot nu mai vin nici acum, că au sala lor acolo în care să facă ciorbrea și nu prea vin doamnele, ce să le fac? Mai stau și ele, am făcut o dulceață, l-a făcut... Bun, dar nu tot timpul. Da. Pot să mai socializeze și pe acolo. Cabinetul medical mai funcționează? Sigur că da. Și cu ce rezultate? Păi depinde de cu ce rezultate. O tensiune, păi nu. Deci avem tensiune, diabet, colesterol, trigliceride. Deci astea sunt analize recurente care fiecare pensionar poate să le facă o dată pe lună, în care vin și fac... Primesc tot doamna doctor Banu, este, nu? Da. Doamna doctor e foarte bună, ne mai face și analize, adică analizele, fac consultul general de sănătate, le mai spune, domnule, ar cam trebui să faci ceva sau să nu faci ceva, să mănânci ceva sau să nu faci ceva, e foarte, foarte, foarte bună ca medic și ca om e deosebit. Da. Dacă dumneavoastră nu mai aveți de comunicat alte lucruri, eu... Doamne, vă comunic sănătate, că e mai bună decât toate. Durerea e când începi să fii bolnav și ai nevoie de doctori. Asta e o mare durere. Pentru că n-ai doctor, n-ai medicamente, n-ai spitale, n-ai niciunele. Nu mai ai nimic. Vă mulțumesc, domnului inginer Călăreșanu, care azi a fost în mare formă, în mare verbă, și vă mai aștept la Roman 24 online, stimați telespectatori.